Eșec usturător pentru Gloria în meciul cu Metaloglobus București. Buzoienii au avut parte de o corecție severă sâmbătă în cadrul unei întâlniri cu miză pentru ambele combatante. Doar prima parte a meciului a fost mai echilibrată, lucru care s-a reflectat de altfel și în scorul înregistrat după primele 45 de minute. Gazdele au deschis scorul încă din minutul 6 prin Botic, dar Gloria a reușit să replice prin reușita lui Tucaliuc din minutul 25. Teoretic, încă în lupta pentru într-un loc în play-off, roșialbaștrii au dat impresia pe alocuri că pot pleca de la București cu cele 3 puncte. Pațurcă a ratat însă un penalti în minutul 30, nereușită care a turnat parcă plumb în picioarele fotbaliștilor lui Iliesta. 5 minute mai târziu, Aguinaldo puncta pentru gazde, astfel că Metaloglobus intra cu avantaj minim la cabine. Actul secund al meciului a fost unul la discreția bucureștenilor. Cu un atac care ar putea concura cu al multor echipe din prima ligă, Metaloglobus a speculat orice eroare defensivă a Gloriei. Herea și-a arătat și de această dată clasa, reușind o dublă care îl propulsează pe primul loc în topul golgheterilor din Liga a doua. Conturile au fost încheiate de Aguinaldo Mendez, angolanul punctând pentru 5-1 în minutul 58. Etapa următoare, ultima pentru Gloria în sezonul regulat, roșialbaștrii vor întâlni acasă pe Pandurii Târgu Jiu. Pentru Buzoieni, partida nu va avea nicio miză în contextul în care cursa pentru play-off s-a încheiat odată cu eșecul de sâmbătă.